Am răspuns provocării. Mi se pare că arăt ca un urs panda. Hello, hello, dragilor! Astăzi am să răspund provocării pe care mi-a dat-o Edit. Adică smoke ace cu turcoaz. Nu știu exact ce o să iasă, dar vom vedea împreună. Și acum zic să-mi fac puțin contouring-ul. Și apoi mă apuc de pleoape. Și am să folosesc mult turcoaz. Și vreau și ceva golden. E posibil să schimb varianta până la sfârșit, că așa mi se întâmplă în general. Ideea este că m-ați tot întrebat de ce nu răspund provocărilor. O să fie o serie de provocări de acum încolo. Adică de răspunsul meu la provocările pe care le-am primit. Eu zic că este aproape bine și mai vreau să pun puțin... Am trecut la acțiune, mi-am prins părul, sunt pregătită să pun baza. Să aleg un nude. Am spus că înainte să încep să-mi fac machiajul ochilor, să-mi conturez puțin fața. Și acum mai am iluminatorul și trec la ochi. Acolo începe adevărata provocare. Sunt și eu curioasă care va fi rezultatul, dacă o să-mi iasă sau nu. Dar turcoaz veți vedea la ochii mei, așa că, indiferent de situație, Edit, să știi că voi avea turcoaz. Eu zic că a început să semene cu ceea ce mi-a dat Edit să fac, nu? Mi-așa îmi pare. Nu știu ce părere aveți voi, dar mie mi se pare că arăt ca un urs panda. Și nu știu dacă asta a fost provocarea. Cam așa arată cu ochii închiși. Ia, poate mai de la distanță arată mai bine. Încerc să fac un blending și după trebuie să încadrez cumva și turcoazul ca să iasă un smoky eyes cu turcoaz, așa cum mi-a spus Edit. Dar încă sunt la partea de blending și încă încerc să fac o codiță. Ole, ola, ole, ola, ole. Mi s-a făcut și foame și sete. Noroc am o cafea. Și acum am ajuns la partea în care voi folosi pigmentul acesta turcoaz. De fapt, asta era provocarea. Și am să mă uit în oglindă ca să pot să-l fixez foarte, foarte bine. Provocarea începe să prindă contur.
Machiajul meu a început să prindă contur. Cred că vedeți și voi, mie îmi place foarte tare. Mai am de dat cu rimel. Și sunt gata. M-am dat și cu rimel și am terminat machiajul Smoky Eyes cu albastru, provocarea pe care mi-a dat-o Edit. Mie îmi place ce a ieșit, sincer. Am destul de mult fard la ochi, dar îmi place. Și cred că am și respectat provocarea și eu zic că mi-a ieșit.